Vești bune pentru fanii Simonei Halep, fostul lider WTA și-a confirmat prezența la Transylvania Open, turneu WTA 250, care se va desfășura în perioada 1-9 februarie 2025 la Beta Arena din Cluj-Napoca. Salutare, dragilor! Cu mare bucurie vă anunț că o să joc la Transylvania Open în perioada 1-9 februarie 2025. Abia aștept să ne revedem în Cluj-Napoca, la BT Arena și vă aștept pe toți în sală. Va fi magic! Fanii tenisului vor avea ocazia astfel să o vadă pe Simona Halep în acțiune la Cluj-Napoca, după ce din cauza restricțiilor pandemice nu au putut fi prezenți la prima ediție a Transylvania Open din 2021. Atunci Simona Halep a ajuns în finală. De această dată, în anul 2025, ei o vor putea susține live din tribune. Pe lângă prezența Simonei Halep, alte jucătoare române din top, precum Ana Bogdan, finalista ultimei ediții a turneului, Jacqueline Cristian și Gabriela Ruse, au confirmat participarea la Transylvania Open 2025. Este nemaipomenit că Simona Halep va reveni la Transylvania Open alături de Ana Bogdan, Jacqueline Cristian și Gabriela Ruse. Avem o listă impresionantă de jucătoare care vor face ca Transylvania Open 2025 să fie unul dintre cele mai spectaculoase evenimente sportive din România, a declarat Patrick Ciorcilă, director Transylvania Open WTA 250. Constanțeanca participă săptămâna aceasta la WTA 125 de la Hong Kong și se află în momentul de față pe poziția 1130 în clasamentul mondial.